Steaua București a câștigat medaliile de argint la Liga Elitelor U17 sezonul 2022-2023. În finala de la Mogoșoaia, Steaua a cedat în fața celor de la Universitatea Cluj, scor 4-5 după lovituri de la 11 metri. Meciul a fost dramatic. După 90 de minute, scorul a fost egal 1-1. Ardelenii au marcat primii în minutul 70, iar Steaua a egalat în minutul 89 prin Matei Marin, după o centrare superbă a lui Răzvan Florea. Am încercat din răsputeri să câștigăm, să nu ajungem până la penaltiuri. Din greșeală am luat un gol din aut prostesc, am dat gol, sunt fericit că am dat gol, dar trist că am pierdut. La loviturile de la 11 metri, pentru noi au marcat Matei Marin, Andrei Cristea și Răzvan Florea, în timp ce Hussein Shehait și Ștefan Bold au ratat. Nu, am fost ambițioși, am jucat cu răutate, ne-am dorit să câștigăm, dar asta este, poate am avut ghinion, nu știu. Nu pot spune că a fost oboseală, probabil mai mult stres, ne-am dorit foarte mult să câștigăm, dar asta este. Sâmbătă cele două echipe se vor întâlni din nou, dar în Supercupa Ligii Elitelor sub 17 ani. Partida va avea loc pe stadionul Steaua de la ora 10, iar băieții noștri au șansa perfectă de a-și lua revanșa.